Armin Nicuara a intrat din nou în direct și a continuat discuțiile despre Georgiana Lobonț. Saxofonistul a continuat, spre surprinderea tuturor, inclusiv a lui Cătălin măruță, discuția de ieri, în care a spus ce l-a deranjat la nașa lui Georgiana Lobonz. Ei bine, se pare că nici declarațiile artistei de pe rețelele de socializare, și nici discuțiile private cu ea nu l-au mulțumit, căci astăzi a venit și a continuat să-și spună nemulțumirile public ba chiar a ținut să facă niște precizări noi și să o contrazică pe interpreta de muzică de petrecere. Armin Nicoară Eu am avut o durere sufletească și am vrut să spun ce am pe suflet și durerea față de Georgiana. Acum îmi pare rău că am făcut-o pe nașa să sufere și poate ar fi trebuit să o las moartă, Cătălin Măruță. Eu am încercat să te opresc. Ce s-a întâmplat după, Armin Nicoară? Eu nu am vrut să provoc niciun scandal, și după discuția din emisiune, am fost sunat de Nașa Georgiana și am discutat. Și pentru prima dată m-a ascultat cu adevărat. Niciodată nu m-a luat în serios. Eu am crezut că m-a înțeles. Acum vreau să ating niște puncte de ieri despre piesa Fata mea. Ea a spus că nu are să-mi datoreze nimic. Nu este vorba de bani neapărat. Este vorba despre cuvântul ei. La prima piesă pe care i-am făcut o cadou, la mulți ani și sus pahare. I-am spus că nu vreau absolut nimic din piesa aceea.